Salutare și bun revenit la un nou episod de vlog. Marius mă numesc chiar astăzi. Vreau să vă explic spliturile de antrenament. Spliturile de antrenament se referă la programul de antrenament împărțit pe zile pe care îl folosești. Adică ce lucrezi luni, ce lucrezi marți, când îți e zi de pauză. Asta vom aborda astăzi. Aici pare că s-a jucat cineva un și zero mai complex. Dar până la sfârșit veți înțelege exact ce se petrece. Haideți să începem cu începutul beginning. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Și avem Facebook XX, Facebook XXX. XX. Bun, nu e Facebook, este full body. Pentru cineva care se familiarizează cu sala, cam asta este minimul de la care se pleacă. Măcar două antrenamente, măcar să faci grupa de două ori pe săptămână. Asta este cel mai mare minim din lume, dar de cele mai multe ori se pleacă de la de trei ori pe săptămână. Luni, miercuri, vineri. Cam asta este standard. Și cei ce fac personal training știu chestia asta. Luni, miercuri, vineri vin cam toate persoanele. marjoi joi, sâmbătă, cam nu prea. Se bate toată lumea pe luni, miercuri, vineri. Și așa sunt și plățile de cele mai multe ori cu 12 ședințe pe lună. Dar până să ajungem la full body de 3 ori pe săptămână cu frecvența unei grupe musculare de 3 ori pe săptămână, mai avem upper, lower, pauză, upper, lower, pauză, pauză. Upper ce înseamnă? Tot trenul superior. De la brâu în sus. Piep, spate, umeri, brațe, abdomen, lombari, antebrațe și trenul inferior de la brâu jos, fesieri, gambe, femural, quadriceps, aductori. La punctul 3 mergem full body, pauză, full body, pauză, full body, pauză, pauză. Adică de trei ori pe săptămână, 4 pauze. După cum veți observa, plecând de sus și mergând către jos, ne adresăm unui alt public. Avem la început începătorii, care au nevoie de o oarecare inițiere și pe măsură ce coborăm ajungem la intermediar și la final la avansați. Poate un începător să facă un split de antrenament de avansat, dar bineînțeles, ani de zile s-a făcut chestia asta, dar ajungem imediat și acolo. Mai departe avem full body pauză, upper lower pauză, full body pauză, după care urmează să se continue upper lower etc. Deci este un hibrid între upper lower și full body. Cineva alt poate folosi ca și tranziție. Mergem mai departe, avem push-pull legs, pauză, push-pull legs, pauză. Asta este Probabil cel mai des întâlnit Dar vedeți că se strică simetria Deci pușpul lex, pauză, pușpul lex, 7 zile Pauza de după lex Pică în a 8 -a zi Așa că nu vei avea cel mai probabil În fiecare luni Același antrenament Ceea ce nu este o problemă Creierul nu știe ce înseamnă luni, miercuri, vineri, duminică, el măsoară în ore refacere. Unde push, pentru cei ce nu știu, înseamnă tot ce ține de împins, respectiv piept, umeri, triceps. Pull înseamnă tot ce reprezintă tras, respectiv ramat, tracțiune, adică spate, biceps, trapez. Și legs înseamnă picioare tot de la brâu în jos. Dacă la început am avut full body, după care am împărțit tot corpul în două. Apropo, full body, ăsta cu full body, tot ce e cu full body nu e split. Split înseamnă să împarți full body, așa ca idee, terminologie, dar mă rog, irrelevant. Am împărțit corpul în două, sus, jos, are sens, da? După care când îl mai împărțim dată, picioarele rămâne schimbate. Dar împărțim partea de sus în două antrenamente. Țineți cont de chestia asta. Mai departe avem iarul hibrid, upper, lower, pauză, push, pull, legs, pauză. Ceva de genul ăsta fac în momentul de față. Vreau două antrenamente pentru trenul superior și unul pentru trenul inferior. Prioritizez partea de sus a corpului de care am nevoie și aleg să sacrific, să sabotez picioarele de care, sincer, nu am mare nevoie pentru că deja conduc detașat echilibrul meu muscular. Sunt bottom heavy, cum zic americanii, adică disproporție. Trenul inferior este mult mai bun decât trenul superior care trebuie să vină din urmă, așa că îi dau toate șansele și sabotez ce am cel mai bun. Pentru că, atenție, refacerea nu este nelimitată. Dacă vreau să cresc pe trenul superior, nu înseamnă că pot să antrenez trenul superior de 5 ori pe săptămână la turație maximă să păstrezi tot volumul, toată intensitatea și să-i dau ori 5. Nu există așa ceva, nu o să te refaci. Pe de altă parte, același lucru va la și aici. Bun, lucrezi trenul superior de două ori, dar ce să nu lucrezi picioarele de două ori? De ce? Pentru că, așa cum am zis, picioarele reprezintă jumătate de corp. Aș putea spune chiar jumătatea mai mare din corp. Pentru că fesierii, vadricepsi și femuralii fac parte din cei mai mari mușchi ai corpului și au nevoie de suficient de multă refacere. Asta înseamnă că voi lua refacere din partea superioară a corpului și o voi duce acolo unde nu am nevoie de ea. Așa că, având în vedere că refacerea este limitată, duceți refacerea unde aveți nevoie de ea și sabotați refacerea de care nu aveți nevoie. Astea sunt alte chestii care nu mai țin de spiritul de antrenament. Spate, trapez, piept, umeri, legs, coapse, bicep, trecep, pauză. Spate, trapez, piept, umeri, merge mai departe. Deci acesta este un for de split. Este un split pe 4 zile. Dar, atenție, picioarele au rămas din nou nemișcate și am împărțit mai departe trenul superior în trei antrenamente. Deci oferim mai multă refacere trenul superior și cam asta este progresia logică. Majoritatea oamenilor fac așa, mai puțin cei ce au nevoie de coapse. Și acum realizez că lor nu le-am făcut un split antrenament, dar ai putea să împarți vadeceps gambe, fesieri femural gambe, să zicem. Gambele oricum merg antrenate, ideal ar fi să le antrenați mai des, măcar trei antrenamente pe săptămână, dacă aveți nevoie să vă vine din urmă. Restul ce au gambe bunicele pot scăpa cu un de două pe săptămână. Dar dacă vreți să vă vine din urmă, dacă aveți sindromul piciorului de pirat și chiar vreți să progresați, puteți face și 5 antrenamente pe săptămână. Deci acesta este un 4-day split. Mergem mai departe și avem spate, piept, coapse, pauză, umeri, trapez, biceps, triceps, pauză. Acesta este un 5-day split, este ceea ce unii ar numi bro split, eu aș numi pro split. De ce bro? De ce pro? Bro, hmm. este o oarecare poveste pe care vreau să vă spun. Până acum vreo 15 ani, conceptul de science-based era inexistent. Vedeai pe aici pe acolo niște articole prin reviste și cam asta era maxim. Dar ce ne interesa pe noi era feedback-ul de la alte persoane. Acum de când există conceptul de știință și se pot face unele experimente, există unele studii, unele sondaje, înțelegem mai bine unele lucruri. Totuși, acest domeniu este în fașă și standardul de cunoștințe pe care le putem lua din aceste studii și aceste experimente și sondaje sunt mega limitate, sunt extrem de puțin bani, se fac pe eșantioane mici, de cele mai multe ori sunt extrapolate de la alte populații, de exemplu de la, feme de la femei la menopauză care sunt sedentare sau de la atrofii musculare etc. Nu se fac longitudinal, adică nu avem niciun studiu pe 10 ani de zile pe 1000 de participanți unde se compară un split de antrenament versus altul sau flexii pentru biceps cu gantera versus cu bara sau priza asta versus priza asta. Deci vreau să înțelegeți, standardul de dovezi este inferior la superlativ față de ce se face nutriție unde sunt incredibil de mulți bani comparativ și se studiază această nutriție de cele mai multe ori și pe partea de cancer, de diabet, deci mult mai mult pe partea asta de patologie, pentru că omenirea încearcă să se îmbunătățească, să-și dea seama. Acum când vine vorba de mușchi, asta e un mort așa, nu prea... Majoritatea studiilor sunt făcute pe studenți. Sunt relevante? Da, unele, da, unele sunt, dar sunt extrem de multe nuanțe acolo. Ce încerc să vă spun este că până recent mai toată lumea se antrena cu bro split. Se numește bro split pentru că a început să apară acest termen science based, adică bazat pe știință, bazat pe studii și oamenii se super grăbesc să-și câștige superioritatea în fața semenilor lor. Consider că dacă au citit un abstract sau dacă urmăresc pe cineva care e cercetător sau au alte noțiuni față de cineva care n-a studiat chestia asta, consider că cei ce nu au aceste cunoștințe, cei ce nu sunt pasionați de date, de cifre, de mecanisme sunt inferiori și de acolo termenul de bro, adică bro prostul pădurii, cum ar veni, bro la care nu știe nimic. Totuși, realitatea de la fața locului este următoarea. Cei ce s-au antrenat cu bro split de-a lungul anilor au avut super rezultate, au câștigat Olimpia. Deci știm, pentru că de realitatea ne arată și ne spune, că poți avea rezultate la cel mai înalt nivel cu practic cel mai slab antrenament din punct de vedere mecanistic. Lucrurile astea s-au schimbat. Au fost niște studii care arătau că frecvența, două, trei antrenamente pe săptămână pentru o anumită grupă, sunt mai bune decât unul. Recent, chestia asta a fost super pusă la îndoială și consensul momentul de față este că nu mai este evidentă chestia asta. Dar v-am spus, studii atât de slabe, pe termen atât de scurt, deși putem învăța unele chestii din ele, nu putem extrapola și la final, toate chestiile astea sunt dictate de realitate. Adică, dacă tu vii cu o ipoteză și zici cu tare lucruri ar trebui să se întâmple și realitatea nu-ți arată că acel lucru s-a întâmplat, realizezi și tu că ipoteza ta era greșită. Multe persoane nu fac chestia asta. Adică, teoretic, acest bro split, pentru că sinteza proteică scade după 24 de ore și totuși tu antrenezi la 7 zile, nici nu știu cât ar chestia asta în ore, 8 și ți minte 2, 14 cu 268 de ore, da, ceva de genul. Practic, tu ai 5 zile în care mușchii se atrofiază, deci practic ar trebui să arăți tot mai rău pe zi ce trece. Realitatea de la fața locului este că nu se întâmplă chestia asta și atunci ce înseamnă? Înseamnă că sunt și alte mecanisme pe care nu le înțelegem. Mai departe de sinteza proteică. Dar asta este natura umană. Omul vrea să se simtă superior. Și atunci, brosplit. Brosplit fac numai proști pădurii. Dar cine este în domeniul ăsta de foarte mult timp, cum eu sunt, a văzut cum trendurile vin și pleacă. A văzut cum oamenii schimbă opiniile. Când vine vorba de diete, de antrenament, etc. Ce încerc să spun este că poți avea super rezultate cu brosplit. Începătorii pot face brosplit. Eu am făcut brosplit ani de zile. Practic din 22 de ani de fiare, cred că 18-19 am făcut brosplit, split. Bro vine cu avantajul că poți da mult volum, multă intensitate unei anumite grupe, dar are și unele dezavantaje, nu le discutăm pe toate că ajungem la o oră. Vă dați seama că fiecare split se adresează cuiva și are unele beneficii și unele dezavantaje. Adică ar trebui să fie super evidentă chestia asta. Și aici am subliniat cu albastru ceea ce fac profesioniștii. Tot ce ați văzut în afară de splitul ăsta este cam de amatori. Este ceva generalizabil, este ceva ce poate face toată lumea. Este ceva ce nu ține cont neapărat decât dacă ți se potrivește de la sine de particularitățile fiecăruia și o să vă explic imediat. Acum când vine vorba de fetele care se antrenează pentru bikini, fetele care se antrenează pentru wellness, e altă discuție, dar o adresăm și pe aia. Majoritatea profesioniștilor fac o variație de genul. Spate, trapez, piept, coapse, pauză, spate, trapez, brațe, pauză. Ce ați observat? Ați observat frecvența de două antrenamente pe săptămână doar pentru spate, trapez. Majoritatea profesioniștilor și amatorilor de top Cam asta fac, realizează am niște lacune, îmi lipsesc niște grupe, trebuie să le dau prioritate, trebuie să le antrenez după pauză, trebuie să le antrenez altfel, cu mai mult volum, cu etc. etc. Deci au particularizat pentru problema lor. Am dat exemplu cu spatele, putea fi piept, puteau fi coapse, puteau fi gambe, putea fi orice. Dar asta vreau să înțelegeți. Toate astea sunt cookie cutter, cum le zic americanii. Sunt niște șabloane, l-ai luat, fă E, aici intervine personalizarea și majoritatea profesioniștilor cam asta fac, ceva personalizat. Puteau fi trei antrenamente pe săptămână pentru spate, unul pentru restul. Sau mai e posibilitatea să nu facă deloc spate, sau există posibilitatea să nu mai facă deloc picioare dacă are picioarele prea mari timp de un an de zile. Deci vreau să înțelegeți, profesionism sau amator la cel mai la nivel înseamnă personalizare, amatorism înseamnă chestia asta. Acum pentru un profesionist care e echilibrat sau care are nevoile astea, poate îi se potrivește, nu știu, push pull legs să zicem. Și e perfect pentru el. Sau foarte de split. Dacă plecăm de la amator, începător, la avansat, atunci începem să lucrăm cu pensula de detalii. Pentru că inițial am dat cu bidineaua, am dat cu pompa. Cu pompa nu pot să pictez tablouri. Și jos de tot încercăm să pictăm tablouri. Mai departe, avem legs, upper, legs, upper, legs, pauză, pauză. De trei ori pe săptămână legs, de două ori trenul superior. Ia gândiți-vă cui s-ar adresa acest split de antrenament. Pe fetelor. Cine lucrează picioare de trei ori pe săptămână? Fetele. Mai vreau să țineți cont o chestie. Când facem două antrenamente pe săptămână, trei antrenamente pe săptămână, nu înseamnă că acel antrenament Identic, se repetă, adică aceeași înșiruire de exerciții, în aceeași ordine. Nu neapărat. Eu personal nu așa programez. Există o diversitate de la un antrenament la celălalt. Chid că se schimbă doar ordinea unor exerciții, dar ceva se schimbă. Repet, nu vreau să intrăm în detaliile alea pentru că ne lungim două ore. Și mai departe, mai avem posibilitatea de upper lower pauză, upper lower upper pauză. Deci ca să revin, 5 antrenamente pe săptămână, am pus pauzele consecutive, cel mai probabil nu așa vor fi în realitate, vor fi după a treia zi. Deci legs, upper legs, probabil aici va fi pauza, upper lower pauză și revenim. Bun, ultimul sprint de antrenament este exact opusul. E cineva care are nevoie de trenul superior. Și atunci upper lower pauză, upper lower, upper pauză. Ce vorbeam mai devreme? Două pauze puse la distanță între ele. De ce am în în mare parte cam astea sunt spliturile de antrenament? În interiorul unui split de antrenament există niște decizii luate despre exercițiile pe care le folosești, despre zona de repetări, despre numărul de serii, despre intensitate, tempo, pauze, etc. Complexitate. Asta este ceva de la vârf. Foarte multă lume aflată la început de drum pune întrebări de genul Am pieptul slab, ce split de antrenament să fac? Sau am pieptul slab, câte serii? ce exerciții. Oameni buni, splitul ăsta de antrenament este o necunoscută într-o ecuație cu, nu știu, 20 de necunoscute. În momentul în care o problemă se jonglează cu multe necunoscute, nu doar cu una, nu e suficient să schimbi o chestie. Am pieptul slab, fac 10 serii, ce să fac? Răspunsul nu e 15 serii. Răspunsul poate veni doar în urma unei evaluări și în urma unui trial and error pe o perioadă lungă de timp și nici asta măcar nu-ți garantează succesul. Dar vreau să înțelegeți procesul corect. Așa legat de bro split, pentru că la întrebare ce lucrează profesioniștii, lucrează de cele mai multe ori bro split sau ce v-am spus mai devreme. Tot grupul o dată pe săptămână, ceea ce se numește bro split, dar ajustat. Lucrez de doar pe săptămână sau de trei ori pe săptămână, ce îți lipsește, ce -ți trebuie. În încheiere vreau să vă mai spun doar că suplimentele, echipamentele și accesoriile pe care le folosește și recomand sunt de la gym bim cod de reducere Marius 5 care este valabil internațional. De la Sport Vision avem echipamente Nike, Adidas, Under Armour și aveți 31 de magazine în toată țara unde puteți folosi codul Marius 10, atât în magazine cât și online și extra Marius pentru toate codurile pe care le vedeți online. Practic copiază restul codurilor cu avantajul că puteți folosi un singur cod care să sumeze mai multe campanii. Altfel, ar trebui să folosiți mai multe coduri pe aceeași comandă, ceea ce nu se poate face. Extra Marius vă ajută. Pentru SX, abonamente la peste 450 de săli din toată țara și Aivia, cu singurele produse vegane, proteice, cu puține calorii din țară, aveți detalii, coduri și site-uri în descrierea de mai jos. Să ne vedem cu bine la episoadele următoare. Vă salut! Baftă!